Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la Reporter Special. S-a încheiat, de fapt, ieri o lună interesantă, o lună iunie extrem de interesantă din toate punctele de vedere, și în plan politic, și în plan meteo, și în toate planurile. Începe o lună iulie, cum ar putea să înceapă? Cu o chestiune care, să spunem așa, că ne bucură, se relaxează măsurile care au fost impuse în perioada pandemiei, dar pe de altă parte începe o lună destul de tristă pentru unii, având în vedere că se scumpesc o serie de lucruri, cum ar fi gaze, cum ar fi lumina și toate celelalte produse urmează într-un lanț așa nesfârșit. Invitatul meu permanent, bineînțeles, Răzvan Pantelimon. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua! Foarte pe scurt vreau să trecem, pentru că avem câteva subiecte locale foarte importante, și vreau să trecem foarte pe scurt la ceea ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, cel mai important și cel mai tragic și cel mai penibil și cum vrei tu. Toate aceste chestiuni negative puse, luate și puse grămadă, este repunerea doamnei Renate Weber în funcția de avocat al poporului de către Curtea Constituțională. Tragic nu este repunerea, ci modul în care, modul în care a fost înlăturată, practic nici măcar demisă, prin încălcarea legii, pentru că până la urmă asta a spus Curtea. Curtea nu analizează rapoartele de activitate sau nu face analize de valoare, ci pur și simplu legii. Faptul că modalitatea, procedurile prin care doamna Renate Weber a fost dată jos din funcția de avocat al poporului nu respectau Constituția, încalcă prevederile constituționale, încalcă practic acea independență pe care ar trebui să o aibă avocatul poporului, ombudsmanul, cum este cunoscut la nivel european, și atunci practic prin decizia pe care au dat-o, încă nu avem motivarea, așteptăm motivarea să vedem exact, dar prin acea decizie înlăturarea doamnei Weber este considerată neconstituțională și trebuie să fie repusă în funcție. Acum îi auzeam pe unii în perioada asta de la înlăturarea de 17 iunie, parcă a fost, și până la decizia curții, domne, Curtea Constituțională politizată, avocatul poporului politizat. Acum stau și mă întreb, că știm foarte bine că la Curtea Constituțională se trimite un reprezentant al președintelui, unul de la cameră, unul câte de la trei Senat, din fie, trei de la cameră, periodic, trei de la... la fiecare trei ani. Eu am stăteam și mă întrebam, domnule, unde e politizarea în moment în care Curtea Constituțională a decis cu unanimitate de voturi? Inclusiv cred că ultimul judecător numit este doamna Simina Tănăsescu, numită de domnul președinte Iohannis. Deci, corect. E cel mai recent caz de judecător numit la Curtea Constituțională. Exact, în unanimitate s-a decis acest lucru. Repet, vom vedea și motivarea. Este important ceea ce s-a întâmplat, pentru că foarte pe scurt să explicăm de fapt care este unul dintre rolurile avocatului poporului, are mai multe, dar bătălia aceasta între guvern, să spunem, între puterea actuală și avocatul poporului, pleacă de la ideea că ordonanțele de urgență ale guvernului, care practic intră în vigoare din momentul adoptării lor, urmând pe urmă să meargă în Parlament, să urmeze tot cursul legislativ, să devină lege, dar ele intră în vigoare și își produc efecte. Ordonanțele de urgență nu pot fi atacate la Curtea Constituțională decât de avocatul poporului. O lege poate fi atacată de un număr de parlamentari, președintele poate să ceară... Chiar și de oameni, dacă exact, nu știu, în cadrul unui proces, în cadrul unui proces, cetățenii pot să solicite analiza de constituționalitate, etc. Dar în ceea ce privește ordonanțele de urgență, care intră în vigoare imediat ce sunt publicate, și sunt un instrument pe care încă tot folosim în România, toate guvernele l-au folosit, clar. Deși cu toții spun că nu e bine, că este un instrument excepțional, dar îl folosesc din plin. Practic, aceste ordonanțe pot fi atacate doar de ceea ce înseamnă avocatul poporului. Și atunci, dacă ne uităm puțin, spuneai tu, din momentul înlăturării doamnei Renate Weber, au fost o serie de ordonanțe, probabil cea mai disputată este cea legată de sistemul de sănătate, acea coplată, de modul în care sistemul privat poate să primească... Iată că a intrat în vigoare. Pentru că nu a avut cine să o atace. Da, o situație foarte interesantă. De cealaltă parte, am picat destul de rău, un penibil la nivel, să spunem așa, internațional. Pentru că Comisia de la Veneția a venit și a cerut o serie de clarificări. Vine acum Curtea Constituțională și le dă cu legea fundamentală în cap celor din Parlament. Va fi foarte interesant. Foarte pe scurt, vreau nici măcar un minut, nu vreau să comentăm, pentru că urmează o lună încinsă
da, în PNL. Luna lui cuptor, dar va fi... Luna lui cuptor la propriu, cred că va fi. Este cuptor, cred că în toate partide sau în fine, vorbind de PNL nu, și de USR, că sunt partide PNL, care și-alug... practic, și în USR, mai mult sau mai puțin. Dar în PNL va fi o lună extraordinar de încinsă, pentru că se aleg liderii de filiale județene, practic cei care vor, din punctul meu de vedere, după ce se vor termina alegerile, vom ști cam în proporție de peste 70-80% cine va fi viitorul președinte al PNL la congresul din septembrie. Da, că în funcție de aceste alegeri se vor desemna și delegații pentru asta. Fiecare președinte de organizație va desemna delegații. Vezi mai mult sânge pe pereți decât a fost până acum? Sau? Păi deja au început. Uitați-vă că astăzi, aseară, cred că sau azi dimineața, au apărut niște stenograme în care niște lideri importanței PNL, bun, de la Prahova, dacă nu mă înșel, președinte Consiliul Județean, au fost acuzați intervenții pentru o instituție de la Constanța. Da, în numele, în fine, nu știm dacă numele sau pentru organizația Constanța, deci făceau această intervenție pentru o instituție din Constanța, vedem că pot fi acuzați de abuz în serviciu, poate chiar de trafic de influență, să nu uităm că Liviu Dragnea are un proces exact cu o temă asemănătoare. Și la pușcărie e până la acest moment nu avem oameni politici implicați, deci înțeleg că cei care au fost aduși, au dat declarații și s-a propus arestarea lor, sunt... S-au ales la domiciliu. Sunt cei de la agenția de la pentru salvarea, da. Vieți omenești pe mare. Dar vom vedea, pentru că... E directorul de la Arzvom și patru oameni de afaceri. Exact, dar este clar că aceste stenograme nu au fost aruncate degeaba. Deja ne întoarcem iarăși la perioada aia pe care probabil mulți o aduc aminte, în care apăreau stenograme din dosare în presă, cu Cuveaua Mov și alte situații perioada de acest Chioveși. Gen. O să vedem ce se va întâmpla, dar eu cred că da, e un prim semnal... De a regla, să spunem, niște bătălii interne, de a interveni în lupta aceasta în interiorul PNL-ului. În interiorul, de fapt, mă, practic, pentru hai să spunem, haideți să spunem, ca să înțeleagă oamenii, să spunem lucrurile pe nume, da? Anumite instituții ale statului, total independente, cu ghilimele de rigoare, politic, intervin într-o bătălie politică, punct. Cam despre asta e vorba, ca să concluzionăm. Bun, hai să trecem la ce avem aici pe plan local. Așa cum spuneam, astăzi s-au ridicat o serie de măsuri în ceea ce privește relaxarea, partea asta de restricții în perioada pandemiei. Am văzut că se cresc capacitățile pentru evenimente sportive, pentru evenimente de nunți, botezuri, cununii, în cluburi și așa mai departe. O să discutăm despre chestiunea aceasta, ce înseamnă, care este efectul, în partea de final a emisiunii, dar vreau să discutăm o altă chestiune extrem de importantă, pe care l-am văzut că nu foarte multă lume a tratat-o cu, aș putea să hai să spunem, cu seriozitate. E vorba despre plajele de pe litoral. Din ce am înțeles, ieri a avut loc o discuție la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral între conducerea ABADL și cei care au concesionat plajele și am înțeles că de mâine urmează să le pună la dispoziție plajele. Numai că, în ultimul an și jumătate, la nivelul stațiunii Mamaia s-au făcut o serie de lucrări de extindere a plajelor și nu cu 5-10 metri, cu vreo... Cu sute de metri, cu sute de metri. Practic, având în vedere că acel proiect s-a derulat pe niște fonduri europene, să ne înțelegem, eu nu spun că proiectul nu este bun, este ok. Din punct de vedere economic, îi afectează pe cei care au plajele. Da, și cred că tema a devenit mai importantă acum, pentru că totuși spuneai că am avut o lună iunie ciudată, tocmai s-a încheiat ieri. Într-adevăr, a fost o lună mai friguroasă, cu ploi. Cred că acum începe să vină marea masă de turiști, să spunem. Deci, practic, turismul acum începe să fie intens. În alți ani, deja în luna iunie, aveam foarte mulți turiști. Acum, în fine, din cauza condițiilor meteo, nu au stat așa de mulți. Iată că acum vin turiștii și încep să apară aceste probleme. Exact cum spuneai, nu, faptul că s-a mărit suprafața plajelor nu este în sine ceva negativ. Este foarte bine, pentru că erau zone, erau situații în Mamaia, dar nu numai, unde plaja se redusese la câțiva metri. Problema este că, din punct de vedere, s-a făcut foarte heirupist.
S-a făcut așa cum se fac foarte multe lucruri în România și noi am mai discutat aici, inclusiv de Constanța, în sensul că s-a făcut fără să ai niște prognoze, niște analize, da? Fără să faci niște studii. În ideea studii că, din punct de vedere al ce înseamnă la... impactul din punct de vedere economic. Mă uitam și la pe ecran, da, până la urmă s-a plecat să fie cât mai mare plaja, dacă e mare înseamnă că e bine, că încap tot mai mulți turiști. Ei, iată că ne dăm seama că nu întotdeauna e plaja asta mare așa. Mai mare nu e întotdeauna. Plaja asta așa mare nu întotdeauna este bine, pentru că și ce vedeți pe ecran acum este un filmuleț făcut de unul dintre reporterii Litoral TV, căruia îi mulțumim, în care pentru a ajunge de la limita plajei până la apă faci vreo 4 minute în pas normal fără să fii încărcat de saltele, colaci și în fine. Cum o vorbim bere, de o înghețată. Copii, nu, dar vorbim de familiile, o familie cu copii care vrea să meargă, vă dați seama cât ce înseamnă pentru aceștia să facă toată acea suprafață. Deci avem pe de-o parte problemele acestea pentru turiști, pentru că sunt foarte îndepărtat, să spunem, de zona de acces, dar și de... Zona de acces și zona de, să spunem așa, de... food, băuturi exact, și chestii de genul ăsta. Ce înseamnă alimentație, etc. Este foarte grav și pentru operatorii economici și o să-l avem alături de noi pe unul dintre operatorii economici din zonă care o să ne explice de ce pentru dânsii este grav. Dar, de asemenea, procesul prin care s-a făcut această lărgire a plajelor a avut și alte consecințe, nu doar creșterea teritorială, ci, în primul rând, nisipul foarte fin pe care cu toții îl aducem aminte de la Mamaia a fost înlocuit cu un nisip plin de scoici, nu. Pentru că el a fost adus dinspre larg. Corect. Răzvan, vreau să ne oprim puțin, că vreau să discutăm și din punct de vedere al ceea ce înseamnă lărgirea aceasta a plajelor și îl avem alături de noi pe domnul Gabriel Culea, care este salvamar de ani de zile și care eu îl știu de ani de zile. Cred că la începutul anilor 2000 ne-am cunoscut prima oară. Bună ziua, domnule Culea! Bună ziua! Domnul Culea, ne auziți? Alo! Bună ziua, domnul Culea! Foarte, foarte încet. Mă auziți acum? Vorbesc eu puțin mai tare. Mă auziți acum? Bună ziua! Bună ziua! Domnul Culea, din punctul de vedere al salvamarilor, ce înseamnă această lărgire a plajelor din stațiunea Mamaia? În primul rând, mereu spunem, turiștilor, apa este un mediu periculos. În momentul în care vin la îmbăiere, trebuie să asculte de sfaturi de salvamar. În primul rând, să facă îmbăierea într-o zonă supravegheată de salvamar. Dacă s-a făcut această nisipare, să spunem, în stațiunea Mamare, în anii trecut s-a făcut și pe partea de sud a stațiunii, dacă vă aduceți aminte, acum 4-5 ani de zile, avem experiență, turistul trebuie să știe că zona de îmbăiere s-a îngustat față de anii precedenți. Dacă avea o zonă de îmbăiere, să spunem, de 100-150 de metri, anul acesta avem porțiuni de 20-30-50 de metri, depinde de configurația fundului mare. De aceea trebuie să știe că, în special când vin cu copiii, să nu depășească zona delimitată de balizele. Balizele au o adâncime de, sau semnifică adâncimea apei de 1,5 metri. De la geamandură în larg, începe să adâncească apa. 2. Este zona destinată ambarcațiunilor cu motor. Deci sunt mai multe pericole după geamandură. Sfatul nostru este să stea în zona de îmbăiere. Un pericol, să spunem, mare de tot, când se arborează steagul roșu, ceea ce înseamnă interzis la scăldat, turiștii mai intră, de multe ori ne spun, vor să intre și ei cu picioarele în apă. În această zonă nouă, să spunem, municipată, pe retragere, valul este foarte, foarte puternic. Retrage o cantitate foarte mare de apă și poate lua, să spunem așa. De aceea, sfatul nostru este să nu intre deloc sub nicio formă până sunt condiții foarte bune de îmbăiere. Deci, practic, dumneavoastră spuneți că odată cu această zonă de nisipare, practic, știți, înainte, în urmă, cu 3-4 ani de zile, ca să ajungi la apă până la gât sau la piept, totuși mergeai destul de mult. Mergeai vreo 100-100 da, și ceva. Da, da. Acum nu mai merge atât de mult și practic adâncimea apei crește destul de repede când avansezi în apă. Cam la câți metri de țărm sunt balizele, domnul Culea, acum?
Numai puțin se aude foarte, foarte, foarte încet. Cam la câți metri de țărm sunt balizele acum? Deci zona în care se poate intra. Cât este de la țărm până la balize? Depinde acum de configurația fundului mării. Sunt zone unde poate sunt 30-40 de metri, sunt zone de 50-60 de metri. Depinde cum, oricum, natura își va face treaba. În următoarele luni, ani, acea zonă de îmbăiere se va lărgi. V-am spus că avem experiența din sudul stațiunii, unde la început același lucru s-a întâmplat. Erau zone foarte mici sau înguste de îmbăiere. Deja acum sunt zone de 80-100 și ceva de metri. Spuneți-mi acum, din punctul de vedere al dumneavoastră, dacă anul acesta veți fi prezenți, aveți fondurile asigurate pentru a fi prezenți pe plaje și a le oferi turiștilor acea siguranță de care au nevoie? Da, cu siguranță. Noi suntem de la începutul sezonului estival. Dacă în prima parte, de la 1 mai, când am început activitatea, am fost cu un număr mai restrâns de salvamari, începând cu data de 1 iunie, suntem în efectiv aproape complet. Autoritățile locale s-au implicat în a sprijini serviciul salvamar. Au fost achiziționate ATV-uri pentru patrulare, special luate pentru această zonă nouă nisipată. S-au achiziționat portavoci pentru a-i atenționa acustic pe turiști, tuburi de salvare. Deci autoritățile au venit în sprijinul serviciului salvamar. Noi am luat și am pus problema de la început, când am început să fac această nisipare. Sperăm ca și turiștii să înțeleagă. Avem, cel puțin în prima parte, n-am avut nicio problemă pe această zonă. Lumea s-a conformat. Sunt anumiți turiști care doresc să noate mai în larg. Noi le-am explicat, cine vrea să noate, poate să noate paralel cu malul. Sunt destui metri, sute sau kilometri să poată să noate paralel cu țărmul. Am înțeles. Da. Domnul Culea, scuze o întrebare, nu știu dacă mă auziți. Am auzit foarte încet. Da, am tot citit în diverse supoziții cum că odată cu această lărgire, practic, luându-se nisipul din larg, s-au creat niște tranșee și s-ar fi schimbat configurația curenților, au apărut eventuale vârtejuri. Și atunci aceasta ar fi și cauza pentru care în ultimii ani asistăm la un număr mai mare de decedați, de înecați. Este adevărată această supoziție pe care am tot văzut-o pe diverse rețele? Da, nu neapărat. Acești curenți de foarte multe ori se formează atunci când marea este foarte agitată. În momentul în care marea este agitată sau când începe să devină agitată, noi arborăm steagul galben. Este recomandat doar celor experimentați. Când deja sunt curenții foarte puternici, arborăm steagul ros, este interzis la scăldat. Dacă turiștii țin cont de acest fapt al salvamarilor, clar riscul de nec scade foarte, foarte mult. Sunt persoane care consideră că știu să noate foarte bine. Noi le sfătuim sau le spunem mai tot timpul că natura nu trebuie să te pui. Ea te va dovedi cât de bună ești tu. Da, domnul Culea, vă mulțumim foarte, foarte mult. Vă rog să sper să aveți, să spunem așa, să aveți un sezon estival cât mai liniștit, fără incidente. Fără incidente și să dea Dumnezeu să, v-am spus așa cum spuneam, să nu avem oameni. Și în primul rând, cred și că noi vă mulțumim și sperăm să nu avem niciun eveniment. Și în primul rând oamenii trebuie să fie, să vă asculte, să asculte sfaturile dumneavoastră și să înțeleagă faptul că arborarea steagului galben sau steagului roșu nu este doar așa un moft sau o plăcere de-a dumneavoastră de a vă relaxa neavând oamenii în apă, este o necesitate și dumneavoastră sunteți acolo doar pentru a-i proteja pe ei. Da, da. Mulțumim, vă mulțumim foarte, foarte mult. La revedere. Da, Răzvan, este foarte interesant faptul că, nu știu, oamenii, sunt foarte mulți oameni care vin pe litoral și care ignoră total ceea ce spun salvamarii. Până acum vreo 3 ani, 4 ani, salvamarii erau așa, o chestie, nu-i la nimeni în seamă, nu-i, odată cu implicarea
intensă și a autorităților și din partea cealaltă a jandarmeriei, a poliției, care au încercat să schimbe oarecum mentalitatea oamenilor și să-i facă să înțeleagă că salvamarii nu sunt acolo doar așa de decor. Am văzut și o serie de schimbări, dar există în continuare teribiliști. Da, sunt acei teribiliști pentru care regulile nu există nici la volan. Nu întâmplător, România e țara cu cel mai mare număr de accidente rutiere din Europa și număr de decedați din această cauză. Adică sunt acele persoane care spun, a mie nu mi se întâmplă. Da, exact. Mie nu mi se întâmplă accident, eu nu pățesc nimic, eu nu mă nec că știu să not, dacă dau de două ori din mâini înseamnă că sunt expert și tot așa. Da, este clar că oamenii nu respectă unele situații aceste reguli și se produc tragedii pe care le-am văzut în anii trecuți. De aceea întrebam pe domnul Culea, pentru că cel puțin la nivelul de imagine mi s-a părut că în anii trecuți am avut mai multe astfel de evenimente decât în alți ani. Dar poate au fost ele mai mult mediatizate, exact cum spuneai tu, și pe ideea aceasta de a-i preveni pe oameni. Însă este interesant ceea ce spunea domnul Culea, faptul că s-a redus foarte mult acea zonă de îmbăiere. Până la urmă veneau multe persoane, familii, vorbim la Mamaia, era celebră Mamaia pentru faptul că puteai să lași copii și mergeau, da, copiii zeci de metri, sute de metri, exact, cu una papungă la genunchi, exact, ca să poată să se joace. Ei, acum s-a schimbat. Acum vor trebui să fie mult mai atenți, trebuie să știe foarte clar oamenii că s-au redus zona, că nu mai poți să mergi sute de metri până dai de apă mare, că există o adâncire rapidă a fundului mării și că crește pericol, adică trebuie să fie foarte atenți. Se bucură poate de o plajă mai mare dacă au, să spunem, mai mult spațiu, însă iată că s-a redus acea zonă de îmbăiere, cum ne spunea și domnul Culea, și atunci sunt avantaje și dezavantaje ale acestui proces de extindere a plăjii. Răzvan, trebuie să luăm o scurtă pauză și revenim după aceea să discutăm problema plajelor și a măsurilor de restricțiilor ridicate. Care au fost ridicate, da. Domnilor, ne vedem imediat după pauză. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, reporter special, alături de mine Răzvan Pantilimon și prin telefon, Răzvan, că am reușit să dăm, de domnul Roberto Tortora, agent economic în municipiul Constanța, în stațiunea Mamaia, care deține un beach bar și pe care o să-l rugăm să ne spună despre ceea ce înseamnă relația cu administrația bazinală de apă, dar și ce înseamnă lărgirea prajilor și cum îi afectează acest lucru. Bună ziua, domnule Tortora! Bună ziua! Bună ziua! Domnule Tortora, știu că ieri mi-a șoptit un spiriduș că ieri ați avut o întâlnire cu cei de la Apele Române în ceea ce privește predarea plajelor către agenții economici care le-au închiriat. Da, mai exact ieri am început să primim notificările din partea BADL, precum începând cu data de 2 iulie, ne prezentam la birou ABADL pentru a semna procesele verbale de predare a primire plajelor din sectorul nou nisipat. Deci pe sectoarele nou nisipate. Da, cele veche care nu au fost făcute nouă nisipare au fost predate la termen normal. Da. Bun. Cele nouă nisipate, da. Bun. Asta însemnând de Mamaia Nord și parțial Navodare. Bun, deci practic ei vă predau și sectoarele noi nisipate, da? Da, nu ne preda sectoarele noi nisipate. Sectoarele afectate de noua nisipare, adică cele care noi avem pe contract din spate, da, pe care le aveam și anul trecut, numai că până acum nu am putut să le folosim pentru că au căzut sub incidența de lucrărilor. Am înțeles. De la constructor și nu erau predate de la constructor către ABADL și ABADL de consecință nu putea să ne preda noi. Bun, această acțiune de lărgire a plajelor, de mărire a suprafeței de plaje, cum vă afectează pe dumneavoastră din punct de vedere economic? Asta e o întrebare foarte... Deci, din punctul de vedere economic, sincer,
La momentul actual, eu, unul personal, am trimis ieri o notificare către ABADL cerând suspendarea contractului până când nu vom găsi soluțiile de a putea exploata în mod normal, într-un mod decent, în condițiile în care noi am închiriat. Deci, noi când am închiriat, când am participat la licitație, nu ne s-a spus că peste 3 ani de zile o să vă facem încă 200 de metri de plajă în față, 250 de fapt, până la 300, și veți avea condițiile de activitate aproape imposibile, cum este la momentul actual. Deci, noi, acum, business-urile noastre, din zona Mamaia Centrală, Mamaia Nord, este foarte afectat. Clar, nu știm dacă vom pune șezlonguri și dacă vor fi turiștii pe șezlonguri. Pentru că atât timp că apa este la 250 de metri de la șezlonguri, că noi nu putem să utilizăm plajele noi. Corect. Trebuie să stăm tot pe plajele veche. Corect. Atunci, de la plajă veche la plajă nouă, mai există până la apa, scuze, există o diferență de 200 de metri. Adică nimeni poate să sta fizic vorbind la temperaturi de 40 de grade, da? În zona unde ai apa, într-o plajă unde ai apa la 200 de distanță. Corect. Adică și pentru noi este imposibil de a gestiona așa ceva. Clienții sunt foarte nemulțumiți pentru că se plâng de condițiile care noi nu putem să le asigurăm, ceea ce pe de altă parte prin lege suntem obligați ca operatori economici în sectorul nostru, da, de operatori de plaje, să asigurăm în mod necondiționat serviciile pentru turiștilor. Corect. Deci asta este obligația noastră. Dacă nu o facem, clar suntem pasibili de amenzi de la Ministerul Turismului. Dar noi, la momentul actual, clar suntem într-o situație foarte dificilă și nu știm cum să o gestionăm. Cei de la Apele Române, când v-au spus că ar putea să vă predea sau să vă dea în folosință și aceste noi sectoare de plaje extinse? Bun, deci noi în diferite ședințele, eu ca fiind și vicepreședinte Asociației Resto, am avut diferite ședințe cu ABADL, inclusiv cu prefectura. La momentul actual acest lucru este imposibil datorită faptul că după predare din partea constructor către ABADL plajele nouă înființate, ele trebuie întabulate. Acest proces de întabulare durează probabil 2-3 luni de zile. Abia după procesul de întabulare se vor gândi ce soluția o să adopte ca se poate să ne da în folosința plajă din față, noi înființată. Dar aici nu este nimic sigur. Noi am propus diferite soluții în calitate de asociație Resto, care în această asociație eu sunt președinte pe zona plajelor, am propus să ne da, să pună la dispoziția plajelor, la cei care au plaje în spate, până la finalizarea contractului, în așa fel că putem să punem în condiție de a lucra plajele care au închiriat conform legii printr-o licitație. Probabil cu un bijbar intermediar, da? Am cu înțeles. Acordul ABADL, ca să putem să fim și noi mai aproape de firul apa, unde cu siguranță toată lumea vrea să stea cu șezlong. Da. Deci, practic, la momentul actual, hai să vorbim la modul cel mai open. Bijbarurile care odată erau bijbarurile, acum nu mai sunt bijbarurile, au devenit terase. Pentru că nu mai avem apa aproape. Adică nu putem să facem activitate de bijbar. Corect, da, aveți perfect. Da, domnul Tortora, o întrebare. Cine se ocupă de, nu știu, igienizarea acestor terenuri, de amenajarea lor? Pentru că înțeleg, domnul Berceanu de la Garda de Mediu spunea că sunt un teritoriu nou. Spunea și noastră, încă nu sunt tabulate, deci nu știm cine este proprietar. Cine ar trebui să se ocupe de curățarea lor, de netezire, nu știu, toate operațiunile necesare pentru a oferi o plajă în condiții optime turiștilor? Corect. Deci, noi am propus inclusiv chestia asta. Dacă cumva ne dați noi plajă, ne ocupăm noi de a gestiona deșeurilor care se vor produce pe plajă respectivă. Dar ei, cei de la BADL, neavând posibilitatea asta, au pus câteva tomberone din 200 în 200 de metri, cât un coș de gunoi de 100
de 110-120 de litri, ceea ce sunt foarte mici, și la momentul actual ei sunt direct responsabili pentru mizeria și gunoiul care se vor crea pe plajele noi înființate, unde noi nu avem voie nici măcar să le utilizăm, adică noi avem voie să le utilizăm, nici măcar să punem un șezlong pe ele, că suntem pasibili în amenzi și clar de reziliere contractului. Da. Într-adevăr, este o situație foarte delicată. Mie mi se pare foarte interesant și faptul că atâta timp cât plajele acelea nu sunt intabulate, eu stare curios în ce bază v-ar amenda cineva dacă v-ar... Și asta e adevărat, adică asta este o chestie în mod normal. Ok, lucrurile astea trebuiau, era logic, erau firesc că se întâmplau. Deci trebuia gândite dinainte. Ei, domnilor buni, noi avem niște oameni care îmi dau niște bani la buget, da? Acei oameni care totuși au investit ceva bani și au un business și acest business, conform lege fiscală, trebuie să fie profitabil. Noi nu putem să intervenim într-o zi și zice stop joc, noi acum am decis că și să punem companiile în situația aproape falimentare. După că am trecut 2 ani de pandemie, da? Două sezoane de fapt, astea 2-lea sezon. Corect. Da? Adică să ne trezim și cu reforme din partea primăria Constanța, care vor să schimba, nu știu, tot în Constanța, dar de fapt nu știu ce schimba, pentru că efectiv tot ce se, orice chestie care iese din Consiliul Local respectiv sunt aberați, începând cu parcarele, începând cu orar de program de funcționare a pișbarului, care ei vreau să se închide la ora 8, adică, nu știu, ved că tendința este de a distruge stațiunea Mamaia. Nu ved sub nicio formă un ajutor din partea instituțiilor în a dezvolta stațiunea Mamaia ca stațiune turistică. Deci asta este problema cel mai mare. Și atunci, la momentul actual, cine beneficiază de toate lucrurile astea? Navodari, exemplu. Stațiunea Navodari, care este într-o dezvoltare agresivă, da? Și toți investitorii s-au mutat în Navodari, toți turiștii se mută în Navodari și Mamaia o să devine un fel de sat de vacanță din aia, de very, very low cost. Adică se rămâne numai cei care au apartamente, care au investit în apartamente, dacă vor să vină ei în vacanță. Probabil nici mai le pot închiria. Că nu va veni nimeni. Da, foarte interesant, domnul Tortora, ceea ce spuneți. Eu sper totuși ca la un moment dat autoritățile, fie ele primărie, fie abadele, fie, nu știu, orice altă autoritate, da, să realizeze că de fapt toate acțiunile pe care ei le fac în detrimentul dumneavoastră al agenților economici, da, le fac de fapt în detrimentul bugetului local al municipiului. Corect. Constanța. Corect. Până la urmă despre asta vorbim, pentru că dumneavoastră faceți niște investiții, plătiți niște taxe, niște impozite. Normal. Bani care mai mult de atât, dacă ei puteau să dau plajele în folosință, gândiți-vă și ar fi însemnat să da ca cost, ca închiriere, da? Aceste plaje, nu știu, face o lege specială, nu contează. Păi nu are nicio legătură. Tu ai investit niște bani, statul a cheltuit niște bani. Putea să ne cere noi, fac un exemplu banal, 5 lei metru pătrat, fac un exemplu, da? La 5 metri, metru pătrat, metri pătrați noi înființate, cât bani erau în plus la buget? Corect. Nu? E foarte simplu. Trebuia să găsește cineva o soluție. Problema este că cineva trebuie să-și asume anumite propunerile la nivel de guvern. Am înțeles. La nivel de, da. Domnul Tortora, vă mulțumim foarte, foarte mult. Eu sper, într-adevăr, ca autoritățile să-și revină, nu știu, și în privința parcărilor. Nu mai spun că chiar discutam cu Răzvan că treceam prin Mamaia și văd toate parcările goale. Cele cu plată, zona 0. Cele cu plată sunt goale. Turiști, al doilea, trebuie și plății de parcare. Da, corect. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Succes mult. În continuare. Nici nu știu cum să vă spun succes. Să aveți parte de un sezon, de un sezon în care să nu vă facă autoritățile mai multe probleme decât v-au făcut până acum. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Da. Bine, zi bună, la revedere. Exact ce vorbeam și mai devreme și de am întrebat și pe domnul Tortora, pentru că citeam, găsit și o declarație, spunea domnul Berceanu, știu, șeful Gării de Mâncă. Exact, deci acum și spune dânsul, extinderea a prezentat o premieră, trebuie să ne adaptăm și va fi necesară identificarea unor soluții. Acum, e iulie. Da.
Da. Deci este 1 iulie, da, adică e în plin sezon. Nu s-a gândit nimeni că la chestia asta cu o lună, două, trei? Eu acum stau când și... că acest fenomen sau cine, acest proces de nisipare nu s-a făcut într-o săptămână și aoleu, ne-a luat până neașteptate când vine iarna în România. O întrebare o pun altfel. De vreo 2 ani, hai să zic 2 ani, gândește cineva ceva? Acum vorbind așa. Da, se pare că nu. Gândește cineva ceva și apropo, fac o mică paranteză, apropo de gândit. Că ai un proiect în derulare care nu s-a derulat, cum ai spus tu, de ieri de azi. Adică s-a derulat în vreo 2 ani și ceva. 2 ani și ceva, da? Bun. Și tu spui că nu s-a gândit nimeni. Dar eu îți dau exemplu care, pe bune, e, da? Uite-te în București și închei cu chestia asta. În București, la sectorul 1, cu spitalul acela de copii, unde oamenii ăia stau cu 73 de milioane de euro de la Banca Mondială să-și facă un spital nou pentru copii și... Nu mai spun cum. Nu li se dau o creatură și un creatur, ca să nu zic altfel. Nu dau autorizații de demolare. Nu demolează două maghiențe. Hai să revenim la plajă și să revenim la ultima parte a emisiunii, la partea de ridicare a restricțiilor și la telefon avem pe doamna Corina Martin. Bună ziua, doamna Martin. Bună ziua. Doamna este domnul director de la Turkish Airlines, Constanța. Bianca World. Bianca works for the American. Doamna Martin, cred că mai face și altceva. I told you. Doamna Martin, cred că mai face și altceva în timp ce este cu noi la telefon. Doamna, da, probabil am să o aștepte foarte mult. Doamna Martin, ne auziți acum? Revenim. Bun, deci așa cum spuneam, iată că incompetența și prostia adică se duc la un nivel de... Apropo de ridicarea restricțiilor, se ridică o serie de restricții, ceea ce înseamnă că va crește numărul de turiști. Corect. Dar ai luat niște măsuri, astea cu plajele. Ce spuneam cu parcările și, într-adevăr, comentăm chestia asta ceva timp, sunt goale celebre parcări cu zona zero. Deci toate parcările pe partea cu Marea în Mamaia sunt o mașină din loc în loc. Da? Pentru că s-au făcut calcule, adică costă undeva aproape 100 de lei pe zi parcarea, da? Da, corect. Nu mai zic că trebuie din 3 în 3 ore să te trezești să mai plătești, că nu ai cum să plătești nu știu cât. Și atunci turistul care vine, plătească niște sume cam cât cazarea, plătește și parcarea. Face sute de metri până la plajă și are 20 de metri în care poate să intre în apă, că după aia se duce bâldâbâc la fund. De ce să vină la Mamaia și să nu se ducă puțin mai încolo, ori în sud, ori în... la bulgar, ori în alte părți. Și atunci banii pe care putea să-i lase la Mamaia, îi lasă în alte părți. Exact ce spunea și domnul Tortora. Am refăcut legătura cu doamna Martin. Bună ziua, doamna Martin! Bună ziua! Bună ziua! Ne auzeam și puțin mai devreme, dumneavoastră erați într-o altă convorbire, dar asta nu este nicio problemă, pentru că, na, se mai întâmplă. Doamna Martin, de asta s-au mai ridicat o serie de restricții. Așa este. Cum au perceput sau cum se simte, să spunem așa ceva, la nivel de agenții de turism, de hotelier, de, nu știu, crește numărul celor care vor să vină la Mamaia? Trebuie să vă spun în primul rând că avem un ritm foarte, foarte mare, foarte crescut pentru rezervări, chiar și înainte de această dată, de câteva săptămâni, practic, în ciuda prognozelor meteo, mai puțin însorite, să spunem așa, pe care le-am avut pe litoralul românesc, avem un număr foarte mare de rezervări, ceea ce ne bucură foarte mult. Sunt hoteluri și perioade din luna august în care deja există stop sales, ceea ce în limbajul nostru tehnic vorbind înseamnă că nu mai sunt camere în acea perioadă în acele hoteluri. Este adevărat, ne apropiem de vârful de sezon și de perioada cea mai solicitată, ceea ce face ca, desigur, aceste camere să se ocupe într-un ritm foarte, foarte rapid. Luna august, de altfel, este cunoscută ca luna marilor vacanțe, atunci când marea parte a românilor, de altfel, o să ajungă pe litoral, pentru că litoralul devine destinația vedetă. Deci, cu sau fără restricții, românii sunt deja cu bagajele făcute, să spunem așa, în drum spre destinațiile de vacanță. În mare parte aleg România pentru că noi călătorim în România fără restricții, fără certificat de vaccinare sau fără test COVID negativ și asta face ca lucrurile, de sigur, să fie mai accesibile. Creșterea prețurilor, doamna Martin, a fost un impediment în ceea ce înseamnă partea asta de rezervări?
Sincer, nu. Tarifele cresc acum în toate destinațiile. Este o mare relaxare în întreaga lume, după cum vedem. Dar care vine la pachet și cu o cerere mai mare de vacanță și, în mod normal, de câte ori avem o cerere mai mare pentru orice produs, nu doar pentru vacanțe, tarifele cresc. Deci este un fenomen absolut normal, care nu i-a împiedicat pe români să își facă rezervări și să aleagă destinațiile pentru vacanța 2021. Evident că putem să facem orice fel de comparații dorim. Dacă vom compara mere cu mere și pere cu pere, adică tarif de agenție pentru o vacanță în Grecia, tarif de agenție pentru o vacanță pe litoralul românesc. Însă, românii aleg litoralul românesc sau destinații din România din mai multe considerente. Evident, cei care își doresc o vacanță externă vor alege acea vacanță externă, dar în mod sigur vor avea și cel puțin un weekend în România, iar noi pe litoral suntem avantajați acum de sezon. Din păcate, sezonul, știm, ține prea puțin față de nevoia pe care o au operatorii de pe litoral de a-și reveni după o criză extrem de severă care ne-a lovit pe toți. Doamna Martin, vorbeam mai devreme de mărirea suprafeței plăjilor și de problemele care apar și de reducerea zonei de îmbăiere, de celebra parcare în zona zero și că sunt cam goale parcările. Ați avut situații de turiști care, nu știu, s-au plâns, s-au reclamat aceste condiții sau aceste situații? Pentru că vedem în general pe rețele de socializare, se tot discută de tema asta. Ați avut și oficial, să spunem așa, probleme, între ghilimele, din acest punct de vedere? Aș putea să vă spun că au început problemele în recepțiile hotelurilor, pentru că acolo se înregistrează nemulțumirile. Este primul loc în care turistul își poate spune, de fapt, da, orice oftă, să zicem așa, orice supărare. Evident că sezonul 2021 vine, din păcate, cu mult disconfort pentru turiști și cu probleme serioase pentru operatorii de pe litoral. Evident că ne putem gândi la pierderile pe care continuă să le suporte atât operatorii de pe litoral, care atunci când au închiriat suprafețe de plajă, nu au știut că după câțiva ani se trezesc în această situație, forțați practic să-și reducă business-ul, să plătească suprafețe pe chirii, mai exact, pe suprafețele respective, fără a avea business-ul pe care ei l-au luat în calcul atunci când au luat această decizie, dar disconfortul este în egală măsură pentru turiștii noștri și nemulțumirile, repet, vor veni pe măsură ce ne apropiem de vârful de sezon. La noi, sigur, la agenție de turism mai puțin, pentru că noi suntem cei care aducem turiștii pe litoral, în momentul în care ei sosesc aici și găsesc această situație legată fie de tariful mare al parcărilor în stațiunea Mamaia. Trebuie să recunoaștem, 96 de lei pe zi pentru o familie, pentru a-și parca mașina în stațiunea Mamaia pe zi, repet, de vacanță, înseamnă foarte, foarte mult. Mergem apoi pe plajă, unde avem același disconfort despre care și dumneavoastră deja ați vorbit. Sigur că sunt foarte multe probleme care nu trebuiau ajungă acum în dezbatere în plin sezon. Am încercat în fel și chip, noi, patronatele, cel puțin noi, Resto Constanța, să preîntâmpinăm aceste probleme din ianuarie, din februarie. Am încercat orice fel de discuții la nivelul autorităților locale, la nivelul guvernului, la nivelul Ministerului de Resort, dacă pot să spun Minister de Resort, deși ministrul este ca și inexistent, însă, după cum vedeți, am intrat în sezon cu toate aceste probleme fără niciun fel de soluție, ca și cum ele nici măcar nu ar exista. Am înțeles, da. Din păcate, doamna Martin, așa cum îi spuneam și domnului Tortora puțin mai devreme, cu care am discutat problema aceasta a extinderii plajelor, autoritățile fac orice, dar orice, și nu numai cele locale, și cele de la nivel central, și cele din orice altă instituție, fac orice să dea la picioare agenților economici și până la urmă să dea la joale bugetului local. Să faultează singuri. Așa este. Pare că suntem o destinație care nu-și dorește să atragă turiști. Am înțeles. Din păcate pot să spun că se întâmplă asta și la nivel național, chiar din guvern. Resimțim aceeași, practic, indiferență față de această temă extrem de importantă a industriei ospitalității dintr-o țară care are enorm de mult de oferit. Ați văzut cu toții ce politică de atragere de turiști au țările din jurul nostru. Din păcate, România nu are în continuare niciun fel de politică în acest sens și pare chiar România că nu-și dorește de fapt să atragă turiști. Nu din putem păcate, să interpretăm altfel această indiferență și la nivelul autorităților locale, dar și la nivelul celor guvernamentale. Din păcate aveți dreptate. Vă mulțumim foarte, foarte mult, doamna Martin, drag. Și sper să ne mai auzim. Da, Răzvan, trebuie să încheiem foarte pe scurt, așa cum spunea doamna Martin, și acum vorbind foarte pe scurt, din păcate eu mă uit și pe ceea ce înseamnă media.
în loc să vorbească despre litoralul românesc, despre așa, vorbește despre Grecia, despre Turcia, despre Bulgaria, despre orice altă țară în afară de România. Mie îmi pare că la nivelul autorităților se repetă ceea ce de an de zi, dar de obicei ne prinde iarna, da? Sau zăpada vine pe neașteptat. Iată că acum și vara a venit pe neașteptate. Clar. Și autoritățile să mai gândesc vreo lună, două, trei până reglementează aceste probleme. Ca să vină și zăpada pe neașteptate. Exact. Doamnelor și domnilor, Răzvan, mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, reporterul special se încheie aici. Noi ne revedem săptămâna viitoare și să vedem ce ne mai rezervă această perioadă de timp și cu ce noutăți să venim în fața dumneavoastră. O săptămână plăcută, la revedere! La revedere!